alună din care să iasă un troleu. Deci, clar. Aș face o mascotă care o reprezintă pe Simona Halep. Minge de tenis. Mă gândesc la o rachetă de tenis și vizualizez o persoană îmbrăcată într-o rachetă de tenis, cu capul rachetei într-o parte și mânerul în cealaltă parte. Și ar fi cam așa. Băiatul Champions. Martin Solveig, cu Dragonet. Tina Turner, simplu de best. Let Me Entertain You, Robbie Williams. LaGrange, de la ZZ Top. Aș lăsa ca serviciu să atingă fileu. 15, 30, și urmă 40, 45. Regula timpului și aș pune ceva mai interactiv, în special la meciurile de fete, la care mereu știi când încep, dar niciodată când se termină. Pot să vorbesc mai deschisă cu antrenorul meu. Cineva în tribune a tușit, a foșnit un ambalaj. Mi s-a desumflat racordaj. A bătut vântul. Toată lumea face semnul ăsta cu racheta, că nu-i bună tensiunea, nu-i bun racordajul, nu-i bună racheta. Vai de mine, apucă-te de radio. Să mă las, să mă reprofilez. Să o las un pic mai încet, mai ușor, mai... să am un pic mai... sau mângâi mai mult. Mie îmi plac superstițiile de tip Nadal. Trebuie să am racheta racordată într-un anumit... fel și asta nu are cum să fie, asta e o chestie foarte exactă. Pun racheta în termopeg într-un anumit fel și într-un anumit loc. Pe bancă, la fel, îmi pun racheta în același loc, apa în același loc, banana sau, mă rog, alte suplimente în același loc.